Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă spun la, din nou, o nouă ediție emisiune autentic în care am hotărât să revin cu invitatul de rândul trecut, domnul doctor în terapii complementare, Ioan Haiduc, căruia îi mulțumesc că ne-a făcut onoarea să vină din nou. Și o să vă întrebați poate de ce, dar cred că ați sesizat încă de rândul trecut că subiectul abia de fusese început, abia de acum în această ediție și în ediția viitoare, urmând ca împreună cu domnia sa să intrăm în detalii absolut necesare pentru a înțelege în ce constă sănătatea ochilor noștri, cum putem menține această sănătate, cum putem să nu ne mai îmbolnăvim niciodată măcar ochii, pentru că vom afla un secret. Dacă ochii sunt sănătoși, înseamnă că, de fapt, întregul organism funcționează bine, e chiar sănătos. Și voi începe prin a vă pune o întrebare, tot mai la modă, dar tot mai, să vă spun, tot mai, care evidențiază tot mai mult o realitate, o știm foarte bine și mulți dintre privitorii noștri, că între suflet și organele unui organism uman sau animal, există o relație foarte strânsă, dar pentru că vorbim în mod special despre om, vreau să vă întreb care este relația dintre suflet și ochi. În ce constă? Cum ne menține sufletul, sănătatea acestor două chakre principale, nu sunt secundare? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Bine, vă mulțumesc regăsit pentru invitația pe care mi-ați făcut pentru a continua această discuție. La emisiunea trecută am atins câteva puncte legate de elementele principale ale sufletului, precum gândurile, partea volitivă și emoțiile. Și aș dori, pentru că vă numiți televiziunea sufletului meu, să dăm mai multe elemente, unele probabil chiar de noutate, telespectatorilor. Da. Sufletul este parte intrinsecă a fiecărei celule, a viului. În momentul în care are loc procesul fecundării, el nu se consideră încheiat dacă, în interval de 48 de ore, nu apare sufletul ca să intre în zigot. Deci zigotul nu se fecundează. De aceea este foarte interesant cum se întâmplă acest lucru. De unde provine sufletul, etc. Și știți foarte bine că sunt toate informațiile puse la dispoziție pentru dezvoltarea unui corp. Chiar începând de la nivelul zigotului. Fiecare celulă din corpul nostru, fiecare părți de celulă, fiecare organ, fiecare sistem, fiecare parte a corpului are propriul suflet și spirit. Spiritul, de fapt, este scânteia divină, care vine și dă viața și menține viața și care este nemuritoare. Deci, dacă vorbim în general, putem vorbi despre un suflet al corpului întreg, un suflet care are, normal, mai multe părți componente, dar fiecare organ în parte, inclusiv ochii, au propriul suflet. Și în corpul uman, sufletul corpului uman ia forma corpului fizic. Iar locurile în care poate să stea sunt 7 locuri, în funcție de evoluția spirituală și sufletească. Cele 7 poziții sunt următoarele. La nivel sacral, imediat deasupra chakrei 1, la nivelul chakrei 2, la nivelul ombilicului, în centrul mesajelor, adică chakra inimii, este cel de-al 4-lea loc, la nivelul chakrei 5, în zona gâtului, și la nivelul chakrei 6, care este la nivelul celui de-al 3-lea ochi. Și de aici vă dați seama că influențează direct vederea. Și cea de-a 7-a poziție este în afara corpului fizic. Este, dacă vreți, la nivelul chakrelor și pendulează între chakra cristică, situată la 15 cm deasupra capului, și chakra divină la 30 de centimetri deasupra capului. Deci, sufletul poate fi văzut sub o formă minusculă, copie fidelă a corpului fizic,
doar că este un corp de lumină de persoanele care au activat cel de-al treilea ochi și care au activat o perioadă îndelungată, se găsesc într-un stadiu avansat de activare. Că, de exemplu, o singură persoană, la început, când și-a activat cel de-al treilea ochi, nu vede în interiorul corpului sufletul. Și de aceea toată lumea știe că atunci când corpul fizic moare, da, sufletul părăsește acest corp. Și informațiile pe care și le preia sufletul sunt din două surse. O sursă externă, cu care comunică în continuare, și de aceea am spus că mediul înconjurător, mediul extern omului, joacă un rol foarte important pentru vedere, pentru sănătate. Și cealaltă sursă este sursă internă, prin găurile negre care se găsesc la nivelul ADN-ului. Acestea sunt ultimele cercetări în domeniul fizicii cuantice. Și pentru doritori, dacă vreți să știți mai multe date despre suflet, despre evoluția lui, vă recomand cartea Înțelepciunea Sufletului a doctorului și maestrului Zhigang Sha, sau o altă carte, Medicina Sufletului, Minții și Trupului, tot de același autor, doctorul Zhigang Sha. Deci, sufletul la nivelul ochilor, în cazul unor grave afecțiuni, nu se simte deloc bine și se poate să nu-l găsim să fie întreg, să existe părți doar ale sufletului. Și atunci, ce trebuie făcut? Trebuie făcut cu ajutorul unor tehnici de reîntregire a sufletului. De asemenea, pentru afecțiunile grave, se poate face chiar un transplant de suflet. Și de asemenea, doritorii pot să obțină informații suplimentare dacă urmăresc videourile, clipurile puse pe YouTube, Facebook sau site-ul doctorului Zhigang Sha. Am ținut să vă dau aceste precizări pentru că vă numiți televiziunea sufletului meu. Și ca tare, trebuie să înțelegem foarte bine rolul important al sufletului pentru vindecarea corpului fizic. Pentru că cu ajutorul sufletului, noi putem vindeca orice fel de afecțiune. De fapt, și cauzele, indiferent de natura lor, se regăsesc în corp sub forma unor dezechilibre energetice care apar mai întâi la nivelul corpurilor subtile. Deci nu numai la nivelul corpului fizic, apar și la nivelul corpului eteric, la nivelul corpului mental, și emoțional, cauzal. Și dacă îmi permiteți să vă completez, pentru ca telespectatorii să înțeleagă mai bine, sufletul reprezintă exact acea parte matricială pe care apoi se dezvoltă corpul fizic. Face parte din acea structură matricială, da? Și dacă matricea nu este sănătoasă, atunci nici consecința sau ceea ce a rezultat din această matrice nu se află în acei parametri specifici unei bune funcționalități. Corect. Informațiile de bază, de fapt programul, dacă vreți, da? Tiparul pentru corpul fizic se găsește exact în matricea sufletului. Iar matricea sufletului este legată direct de matricea universală, de unde își ia toate informațiile. În spirit, în lans. Univers. Probabil că multă lume se întreabă cum e posibil ca în același loc să existe mai multe corpuri. Pentru că cele 7 corpuri, toate pornesc de la axa corpului uman și se întrepătrund. Secretul este frecvențele diferite. Așa cum pe același spațiu, de exemplu, pot să transmită mai multe programe de televiziune sau de radio, etc. Pentru că au lungimi de frecvențe și frecvențe diferite. Deci fiecare are canalul lui. Putem să mergem mai departe? Credeți că ar mai fi ceva de spus aici, în acest punct, despre suflet? Știți de ce? Aș vrea să vă întreb. Am înțeles care este relația dintre suflet și sănătatea organelor în general, a ochilor în particular, reamintind faptul că domnul doctor Ioan Haiduc, specialist în terapii complementare,
s-a supra-specializat în managementul vederii, în sănătatea ochilor. Atunci vin și vă întreb, mergând mai departe de la relația dintre suflet, prezența, buna prezență, în sensul de puritatea sufletului care se lășluiește în aceste organe pereche, și mergând mai departe, vă întreb care este relația dintre ochi și restul organelor interne. În ce măsură se influențează? Dacă se influențează și în ce măsură? Zamorse, zeul Trac și Dac, spunea că nu pot fi ochii sănătoși fără cap, adică fără creier, pentru că ochii sunt o prelungire a creierului. Cum nici capul nu poate fi sănătos fără trup. Cum nici trupul nu poate fi sănătos fără suflet. Iar sufletul se vindecă prin descântece, adică cu vorbele frumoase. Vorbele frumoase înseamnă frecvențe ridicate. Înseamnă fericire, iubire, mulțumire, echilibru, pace, liniște interioară. Deci, fiecare organ intern este important pentru vedere. Și am să iau câteva exemple ca să înțelegem legătura dintre organele interne și ochi. Primul organ este cel care are două canale energetice ce aprovizionează ochii cu energie. Este vorba despre ficat. Și știți foarte bine că dacă am anumite afecțiuni la ficat, nici ochii nu sunt sănătoși. Dacă ficatul este bolnav, ficatul fiind cel mai mare depozitar de vitamina A, de exemplu, ochii suferă. Și din punct de vedere energetic. Deci ca ochii să vadă bine, trebuie ca nivelul energetic să fie ridicat al întregului corp și în principal al ochilor. În al doilea rând trebuie să existe un echilibru energetic la nivelul tuturor organelor, precum și la nivelul organelor yin și yang. Deci, un ficat bolnav nu conduce la o vedere bună. Și dacă îmi permiteți, aș dori să mai precizez ceva, pentru a mă asigura că acest lucru va fi spus. Ceea ce foarte puțină lume știe este faptul că ficatul, spre exemplu, reprezintă unul dintre organele cele mai importante ale sistemului imunitar. Și dacă el, prin funcțiile pe care le are, prin procesele, cele peste 500 de procese care au loc la nivelul lui, prin tot ceea ce face, prin funcțiile de asimilare, eliminare, el prelucrează informații vitale pentru organism, este cel mai mare consumator, iarăși nu se știe, unul dintre cele mai mari consumatoare de oxigen. Iarăși, se crede că plămânii sunt pe primul loc, se pare că nu. Ar fi ochii, ar fi ficatul. Aflăm în lumina noilor cercetări, cu toate că dacă mergem la vechile învățături, direct sau indirect, ni s-au spus cam aceleași lucruri. Mă bucur că știința vine acum, întărește și certifică aceste lucruri. Ce scuze, continuați. Deci, din punct de vedere al consumului, să zic așa, de oxigen în corpul uman sau de vitamina A sau de vitamina C sau de diverse alte elemente, proteine, minerale, etc. Nu se cunoaște în prezent mare lucru. Nu se știe cine are prioritate. De exemplu, dai o anumită cantitate, să zic așa, de vitamina C. Da? Cine este organul care are prioritate? De altfel, există și cercetări care susțin că vitamina C ar trebui supranumită vitamina oaselor. Vitamina C este foarte importantă și pentru vedere, dar am să mă revin când o să vorbim despre nutriție, despre ea. Deci, ce a spus dumneavoastră vis-a-vis de ficat, sigur că ficatul, dacă vreți, ca meridian al ficatului, este organ pereche cu vezica biliară. Și dacă am o afecțiune oriunde pe aceste două meridiane, un blocaj energetic, ochii nu văd bine. Și atunci am probleme foarte mari. Normal că ficatul este uzina, dacă vreți, corpului uman. Pentru că corpul uman este ca un reactor nuclear care lucrează la 36-37 de grade. Produce pe baza alchimiei interne, dacă vreți, tot ce vreți. Da? Inclusiv corpul uman produce apă în organism.
Într-o jumate de litru și până la 800 de mililitri de apă. Exact cum produce corcetonici. Exact. Dar la nivel celular, cum spunea și Fritz Albert Popp, un mare fizician austriac, pe secundă, la nivel celular, sunt produse peste 6.000 de reacții chimice. Vă dați seama, numărul celulelor din organism sunt estimate la peste 100 de trilioane, etc. Și câte reacții chimice se produc și câte din aceste reacții chimice sunt cunoscute în prezent de către știință. De aceea suntem încă la începutul cercetării naturii umane. Un alt organ important pentru vedere sunt rinichii. Rinichii sunt cei care echilibrează, dacă vreți, lichidele în corpul uman, mai ales apa. Iar ochii, având în proporție de peste 90% apă, umoarea apoasă e 100% apă, umoarea vitroasă 97% apă. Deci fără o apă calitativă, ochii nu pot funcționa. Dacă rinichii sunt slăbiți, apar probleme de miopie. De asemenea, esența rinichilor coordonează producția de măduvă osoasă. Iar știm bine, trunchiul cerebral, da, este o continuare a măduvei osoase, iar ochii nu sunt decât continuarea creierului. Deci, am probleme cu rinichii, am probleme și cu urechile, care sunt organe de apă, cu auzul, am probleme și cu ochii, am probleme și cu creierul și am probleme generale, dacă vreți. Cu toate organele, pentru că exact așa cum susțineau înțelepții, nu cu doar cu 2000 de ani în urmă în antichitate, cu 1000 de ani în urmă, un sânge stricat, așa spuneau ei. Sânge impur. Îmbolnăvește tot organismul, un sânge aglutinat, plin de toxine, ce face? Circulă în tot organismul, otrăvind în loc să hrănească organele, punându-le în starea și în situația de a duce supra-sarcini de care noi nu le degrevăm. Dimpotrivă, mergem și luăm tot medicamente de sinteză chimică, tot toxine și tot otrăvuri în încercarea de a ne recăpăta sănătatea. Dar am să merg și mai departe. Dacă aveți ceva, vă rog să continuați, punându-vă deja următoarea întrebare, care este relația dintre ochi și sistemul endocrin? Da, vreau să continui puțin cu rinichii și cu încă câteva organe. Vă rog. Ca să înțeleagă telespectatorii de ce este importantă această abordare holistică. Deci, normal, rinichii filtrează sângele. Dacă nu-l poate filtra bine, și atunci scapă mai multe proteine în urină, fie că avem microcalcule renali, etc., atunci normal că ochii nu beneficiază de aprovizionarea pe care sângele lichid, fluid, ar trebui să o facă. Și este foarte important de reținut faptul că toate aceste afecțiuni ale organelor se produc pe fondul acidozei, acidifierii organismului. Da. Deci noi luăm anumite produse, să zic așa, care sunt acide și în loc să ne îmbunătățim starea generală de sănătate, ne înrăutățim. Puțin la inimă și la sistemul circulator. Dacă inima este slabă, mușchii inimii sunt slabi, ochii nu primesc cantitatea necesară de sânge. Prin carotidă, știe toată lumea, da? Cele două carotide aici, se face aprovizionarea capului, a întregului sistem vizual. De asemenea, dacă sângele este viscos, nu poate să transporte cantitatea necesară de oxigen. Transportă de 8 ori mai puțin oxigen și de 4 ori mai puțin nutrienți. Și atunci, iar ochii nu sunt bine aprovizionați. Dacă am depuneri pe vasele de sânge, apar probleme legate de tensiune arterială și, bineînțeles, tensiunea intraoculară, de asemenea, care poate fi rezolvată prin presopunctură, anumite puncte esențiale prin care se poate rezolva. Un alt organ important, plămânii. În funcție de cantitatea de oxigen pe care noi o luăm din aer, cam 15% se asimilează la nivel celular. Și dacă avem oxigen mai puțin, ochii nu văd bine. Deci,
Toate aceste sisteme sunt foarte importante. Să nu mai vorbesc de partea cealaltă. Organele pereche, de exemplu, la rinichi, vezica urinară, da? Pe meridianele vezicii urinare, etc. Pentru că, de exemplu, vezica urinară, da? Ca meridian, pornește exact de aici unde încep sprâncenele. Aici e punctul 1 al vezicii urinare, da? Și continuă pe coloana vertebrală. Sunt foarte multe puncte. De asemenea, intestinul subțire, dacă nu funcționează bine, am probleme. Intestinul gros, care e organul pereche al plămânilor. La nivelul intestinului gros, am zone reflexogene specifice fiecărui organ intern, inclusiv ochilor. Dacă am probleme la nivelul sistemului limfatic, pentru că tot am amintit de sânge aici, deci se produce o obstrucție limfatică la nivelul ochilor. Ceea ce foarte puțin oameni știu este că exact așa cum majoritatea organelor noastre sunt pereche, la fel și sângele are un corespondent sau o pereche, limfa, sângele alb. Nu avem numai sângele roșu, avem și acest sânge alb supranumit încă din vremuri de mult apuse, sângele alb, care are rolul lui în combaterea și în curățarea organismului de intruși. La nivelul ochilor, la fiecare celulă din sistemul vizual, în procesul de metabolizare celulară, se produc radicali liberi și toxine. Aceste toxine trebuie eliminate. De asemenea, știți foarte bine că celulele se regenerează, inclusiv celulele ochilor, inclusiv celulele creierului. Neuronii se regenerează. Acestea sunt, în sfârșit, ultimele cercetări pe care specialiștii și români de la Facultatea de Medicină Carol Davila, deci în baza cercetărilor, au ajuns la această concluzie. Concluzie care, de fapt, era de mult susținută și argumentată de medicina tradițională chineză, medicina orientală, dar pentru că a fost foarte dificil să se demonstreze științific acest lucru. Și iată cum, tot mai mult, pe baza cuceririlor din domeniul fizicii cuantice, se întepătund cuceririle științei cu cele de spiritualitate. Spiritualitatea existând de zeci de mii de ani. Deci este, dacă vreți, știința cea mai veche. Și de aceea eu vorbesc de o medicină integrativă. Deci aici eu nu mă refer la religie, pentru că spiritualitatea este deasupra religiilor. Religia e una din căile de promovare a spiritualității. Spiritualitatea înseamnă valorile supreme, cu cele mai înalte frecvențe, acele stări de iubire necondiționată, de bine, de pace, de adevăr și derivații lor. Sistemul endocrin, dacă ne referim, el este foarte important pentru vedere. De ce? Pentru că știm foarte bine că localizarea celui de al treilea ochi este la nivelul glandei pineale legată cu glanda pituitară. Și dacă avem probleme cu sistemul de transmitere a comenzii, cu unitatea centrală a corpului uman, care este sistemul endocrin, hormonal, atunci comenzile nu vor fi transmise și am probleme mari sub acest aspect. Deci, haideți să luăm câteva organe. Dacă am o hipotiroidită, am probleme cu ochii și de cel mai frecvent hipotiroidită a fost legată de miopie. Deci nu ai cum să tratezi miopia dacă nu tratezi tiroida. Și paratiroidele. Paratiroida, de exemplu, hormonul paratiroidian este cel care coordonează echilibru calciului în corp și al fosforului în corp. Da. Deci este foarte important. Și care... Suprarenalele, de exemplu. Dacă luăm suprarenalele. Deci cel mai mare consumator de vitamina C în corpul uman sunt suprarenalele, pe locul 2 sunt ochii. Dacă am lipsă de vitamina C, suprarenalele nu mai funcționează bine. Și ele coordonează stresul, producția de stres, dacă vreți. Hormonii stresului, cortizolul, adrenalina, noradrenalina, etc. Vă rog să nu vă pierdeți ideea. Revenim într-un minut după pauza publicitară. Am revenit.
Deci, alături de suprarenale, o importanță deosebită pentru vedere, o au gonadele. Probabil puțină lume se întreabă ce legătură există între ochi și gonade. Dacă există o dereglare hormonală, ochii nu văd bine. Sunt studii făcute în acest sens. Deci avem probleme, de exemplu, ovare polichistice, da? Sau cistită, sau alte afecțiuni la nivelul organelor genitale. Totuși, să precizăm, prostat, doamnelor, când cistita nu este de sorginte infecțioasă, că se poate întâmpla și așa. E adevărat că revenim la gonade și la sănătatea lor, că n-au făcut față, și asta e adevărat. Deci cauzele pot fi multiple aici, nu neapărat să fie o infecție sau ceva, da? Sigur că pot, da. Pot să fie, deci, o dereglare hormonală. Absolut, dar deci, am precizat că poate să sigur fie și... Da. Deci, fiecare parte, componentă a sistemului endocrin influențează foarte mult vederea. Timusul, nu mai vorbesc, este reglatorul, dacă vreți, imunității. Dacă ai imunitate scăzută, înseamnă că nivelul energetic este scăzut. Și ca atare, avem probleme de vedere. Deci, fiecare parte a corpului uman influențează celelalte părți a corpului uman, iar sănătatea fiecarei părți este dată de modul în care noi ne integrăm sau nu ne integrăm în natură. Pentru că cea mai mare inteligență și înțelepciune o are natura. Acesta ar fi un răspuns, un prim răspuns la problemele... La problemele legate, dacă de... vreți, ulterior și de mergând pe alimentație, pe nutriție, etc. Sunt convinsă că deja foarte mulți telespectatori se întreabă, ok, am înțeles ce trebuie să facem. Bănuiesc că natura înseamnă, de fapt, și nutriție, nu doar impactul direct... Să cunoști, să vezi, să admiri, să apreciezi, să iubești, să ai recunoștință pentru această vastitate, imensitate, un infinit de viață care e în jurul nostru prin copaci, flori, ape, râuri, apus, răsărit, cântecul păsărilor. Dar bun, noi ne procurăm hrana din natură și de multe ori apelăm și înțelegem să o preparăm într-un mod total eronat. Ce ne puteți spune, domnule doctor Ioan Haiduc, despre nutriție? În ce măsură nutriția susține sau afectează o proastă nutriție sănătatea ochilor? Pentru ochi, cantitatea necesară de energie este luată pe două căi. Din mediul extern, de fapt, în interiorul nostru este o extensie a Universului. Iar noi vedem, dacă ne uităm la un obiect, emitem energie spre acel obiect, energia este împreună cu informația, culege informațiile de acolo și revine la sursă și trei pătrimi din creier prelucrează această informație. Deci, nutriția este a doua sursă de energie pentru oricare dintre celulele corpului nostru, inclusiv pentru sistemul osos. Știm că sistemul vizual. Știm cu toții că avem nevoie în general de proteine, de glucide, de lipide, de vitamine, de minerale. Și selectiv am să mă refer la importanța acestora pentru vedere. De exemplu, dacă ochilor le lipsesc aminoacizii importanți, înseamnă că mușchii oculari, și avem 8 mușchi oculari, 6 exterior globului și 2 la nivelul corpului ciliar, nu mai funcționează bine. Deci, ne lipsesc albuminele, de exemplu, ochii nu pot să vadă bine. Și apar foarte des viciile de refracție pe baza acestei lipse. De asemenea, dacă... Aici, la proteine, dăm un exemplu. Lipsește lizina, de exemplu, un aminoacid esențial. Lizina ajută la dezvoltarea creierului și a ochilor. Deci, automat, avem probleme de vedere. Nu pot să nu vă opresc, pentru că am convingerea că sunt oameni care se vor întreba, bun, și din ce luăm aminoacizii, măcar esențiali, aminoacizii esențiali.
Deci aici sunt două surse, dacă vreți. Surse de origine animală și surse de origine vegetală. Eu le recomand pe cele vegetale, în principal, în ideea de a păstra acest raport. 80% să fie alcalin și 20% acid. Și vă rog să precizați, haideți să demontăm un mit. Aud încă foarte des sintagma, domne, omul are nevoie de proteine, trebuie să mănânce carne. Vă rog, dacă puteți și dumneavoastră să explicăm telespectatorilor că tot ceea ce intră ca proteină extrasă din materie vegetală, odată intrat în organism, se transformă în proteină de natură animală. Organismul are capacitatea să transmute, da, dacă are această necesitate. Nu trebuie să mănânci carne ca să ai proteine de natură animală în lăuntrul organismului tău. Deci problema este puțin altfel pusă. La nivelul proteinelor de origine animală, ele acidifică sângele. Așa este. Și îngroașă vasele de sânge. Și prin asta, deci, cred că am spus absolut totul. Fiecare își alege modul de alimentație. Proteinele de origine vegetală, în schimb, cele din soia nemodificată genetic, din spirulină, de exemplu, da, care are cei 8 aminoacizi esențiali, exact, ele sunt alcaline și curăță vasele de sânge. Da. De aceea, foarte multe persoane care au adoptat un stil de viață bazat îndeoseb pe proteine de origine vegetală sunt mult mai sănătoase, trăiesc mult mai mult decât celelalte. Dar, încă o dată, există liberul arbitru. Deci, sigur că în cantități mici, moderate, da, și carnea, să zic așa, poate fi folosită, dar, repet, nu în exces. Deci, ce ne-ar trebui nouă? Nu ne-ar trebui, în medie, din totalul alimentelor pe care noi le consumăm, proteinele reprezintă, după unii specialiști, între 10 și 15%. După alții, ar fi nevoie maxim de o treime din acest procentaj, 5-6% proteine. De fapt, noi dacă am mânca 50-60 de grame pe zi de proteine, sunt suficiente. Sigur, aici nu mă refer la sporturi, să zic așa, cu un consum foarte mare de energie când trebuie suplimentate anumite cantități. Mă refer la o persoană care desfășoară o activitate normală. Deci, în general, proteinele de origine animală sunt, dacă vreți, categoria a treia și a patra și, în general, sunt considerate moarte. Deci nu sunt vii pentru aprovizionarea corpului uman. Ele, normal, ar fi să fie evitate, dar, din păcate, obiceiurile noastre culinare sunt și factori, dacă vreți, a îmbătrânirii rapide și a mortalității crescânde în țările dezvoltate. De asemenea, dacă vorbim în general despre proteine, sigur că proteinele, din punctul acesta de vedere, pentru vedere, joacă rolul esențial. Taurina, de exemplu, se găsește la nivelul fiecărei celule din ochi. De aceea, în suplimentele care se dau, veți vedea de fiecare dată și taurina. O altă componentă a nutriției de bază de care trebuie să ținem cont sunt carbohidrați sau așa numitele amidonoase sau glucidele. Deci carbohidrații în general trebuie reținut că ei sunt partea principală a alimentației, 50-60%. Și dacă am reținut că, de fapt, în fiecare carbohidrat, cantitatea de hidrogen este de circa o treime, iar data trecută am vorbit despre importanța hidrogenului pentru vedere, cred că înțelegem ce înseamnă pentru o bună vedere, deci aprovizionarea cu cantitatea necesară de carbohidrați. O altă componentă este cea legată de lipide, adică grăsimele din corp. Și aici sunt trei grăsimi esențiale. Colesterolul, grăsimele saturate și nesaturate. În legătură cu colesterolul, zona în care colesterolul este cel mai răspândit în corp este la nivelul capului, a creierului, la nivelul ochilor. Deci, fără colesterol, noi nu putem să funcționăm. Sigur că există diverse mituri legate de colesterol și mă întreb de ce,
În urmă, cu nu mai mult de 30-50 de ani, colesterolul total era făcut altfel, era calculat altfel, și anume 200 plus vârsta pacientului. Inclusiv Organizația Mondială a Sănătății a stabilit acest lucru. Deci, astăzi a ajuns la 190. Oare ce s-a schimbat între timp? Probabil a fost un alt interes al societăților farmaceutice care au scos pe piață anumite produse pentru combaterea colesterolului. Dar e foarte interesant că în ceea ce privește colesterolul în organism ca și cauză a unor afecțiuni, inclusiv atac de cord sau alte afecțiuni, cauza principală nu este colesterolul. Cei care au avut atacuri de cord, în general, n-au avut colesterolul mărit. Și nu colesterolul este cauza principală. Nu se moare de colesterolul mare. Se moare, în schimb, de aciditate. În corpul uman, colesterolul are două surse. Una, prin grăsimele pe care noi le consumăm, care reprezintă 20-30%, și cealaltă, ficatul. Ficatul produce cantități mai mari de colesterol în cazul în care noi ne acidifiem. Și ce face acest colesterol? Înconjoară fiecare globulă albă și globulă roșie să o protejeze de atacul colesterolului din plasmă. Vă rog să facem acizilor din plasmă. Curtă paranteză și să precizăm când ne acidifiem din punct de vedere al emoțiilor. Două precizări, dacă puteți face, referitor la sănătatea emoțiilor noastre. Emoții și stări care acidifică corpul. Exact. Frică. Stare conflictuală permanentă. Cu sine și cu mediul. Șoc emoțional. Furie. Furie puternică, mânie, refulată, o ții în tine. Nemulțumire. De sine. Neiertare. Nefericire. Neîmplinire. Gelozie. Jelire. Mândrie. Deșartă. Deci acestea sunt, dacă vreți, principalele stări care contribuie la acidifierea organismului, iar acidoza este cauza peste 95% din boli și din afecțiuni, inclusiv la nivelul sistemului vizual. Și dacă ar fi să, cumva, să creăm o paralelă, o comparație, exact cum acest set și această gamă de emoții și sentimente ar putea reprezenta o acidoză emoțională, la rândul ei se somatizează, creând acidoza organică, somatică. Da, dar ca să înțelegem cum se întâmplă la nivelul energetic, deci aceste stări, sentimente, convingeri, programe destructive pe care le-am înșirat, toate sunt însoțite de câmpuri energetice specifice, iar energia e foarte devoratoare, scăzută, iar densitatea este foarte mare. Exact cum este această masă care este energie densă. Deci totul este energie în univers. Energie densă cu vibrații foarte, foarte mici. De aceea, peste simțurile noastre, noi nu simțim, dar totul vibrează în univers, inclusiv celulele corpului, inclusiv celulele sistemului vizual vibrează în univers. Bun, să revenim la acidoza organică, sistemică și a fluidelor organismului uman. Deci, în cazul în care noi avem astfel de stări, de programe destructive și ele sunt cam permanente, sau avem la nivelul ochilor o stare predominantă de luptă sau fugi, atunci aciditatea în organism crește foarte mult. Și ce se întâmplă? Creatorul a pus trei programe pentru a contracara creșterea acidității. Pentru că pH-ul sângelui este o constantă. Are valori între 7,35 și 7,43. Dacă pH-ul sângelui ajunge la 7, persoana este în comă. La 6,9, persoana moare. Nici invers nu este bine. Deci, pH-ul sângelui este o constantă. Cum de regulă este temperatura corpului, tensiunea arterială, etc. Și în prezența unei alcalinități exacerbate, anumite procese nu mai pot avea loc. Și atunci, ce se întâmplă? Primul lucru, ca să neutralizezi aciditatea corpului, se folosesc sucurile gastrice.
Și avem la nivelul stomacului, da, acidul clorhidric, care sparge proteinele în lanțuri de aminoacizi, se modifică pH-ul de la 1,5 până la 3, să zic în jur de 1 sau 3,5, și atunci am probleme la nivelul stomacului cu hiperaciditate gastrică, ulcer gastric, duodenal, etc. Sau dacă vorbesc despre sucul duodenal, duoden, care are un pH de peste 8, deci este alcalin, atunci modificarea lui poate să conducă la nivel de sindromul colonului iritabil, deci alte afecțiuni de genul acesta. Dacă nu s-a reușit neutralizarea cu ajutorul sucurilor acidității, al doilea program, corpul preia elemente alcaline, adică se extrage din oase calciu, magneziu, zinc, fier, etc., ca să neutralizeze acidul. De aceea multă lume, și mai ales femeile care ajung la menopauză, se întreabă de ce au cantități foarte mici de calciu. Și vreau să mai pun o întrebare. Când nu reușește să neutralizeze excesul de acizi din organism, ce se întâmplă? Ne puteți da un exemplu de boli specifice, afecțiuni cronice, care au un subsidiar ca punct de plecare? Bineînțeles că toate au, dar în mod special, un exemplu. Afecțiune... De exemplu, dacă vreți pe baza acidozei mărite, da? Este vorba despre scleroza în plăci. Scleroza multiplă, dacă vreți, da? Așa, Alzheimer, Parkinson. Deci, să mă refer numai la câteva dintre ele, da? Nu mă refer la faptul că, de exemplu, toate bolile sistemului cardiovascular apar de aici, da? Apar litiază renală, deci acid uric. Efectiv, deci la nivelul, mai ales rămâne în urină și la nivelul rinichilor, deci fac depuneri, da? Și se formează pietricele, cristale, da? Dacă vreți, de acid uric. Deci, la nivelul acidifierea, de exemplu, a ficatului și a bilei, ficatul nu mai produce cantitatea necesară de bilă. Ficatul nu-și face sarcina principală în creșterea nivelului energetic al corpului. Deci acidoza, vă spuneam, este cauza peste 95% din boli, din afecțiuni. Inclusiv la nivelul sistemului vizual, persoanele care au afecțiuni grave au aciditate mare în organism. Persoanele cu vicii de refracție, la fel, au aciditate mare în organism. Și atunci, secretul, dacă vreți, numărul unu al sănătății este de a păstra acest raport alcalin-acid cât mai apropiat de proporția de la naștere, adică 80% alcalin și 20% acid. Nu mai avem foarte mult timp, nu aș merge mai departe să vă întreb care este relația dintre sănătatea ochilor din nou și sănătatea coloanei vertebrale, pentru că este un subiect amplu. Ați putea menționa în mare, pentru că din păcate ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul emisiunii și mai am o rugăminte, dacă puteți să oferiți un sfat, o recomandare, un exercițiu ușor aplicabil pentru telespectatorii acasă, prin care să-și poată ajuta ochii atunci când sunt, spre exemplu, foarte obosiți. Cu drag. Coloana vertebrală este foarte importantă, nu numai pentru o vedere bună, pentru sistemul vizual, ci pentru întreaga sănătate a corpului. Pentru că de aceea suntem bipezi, deci nu avem o altă poziție decât cea pe care noi cu toții o cunoaștem și de aceea fiecare vertebră influențează anumite organe și anumite sisteme în corpul uman. Și am să vă dau câteva exemple legate de vedere. Avem cervicală 1, unde se găsește atlasul, în partea din spate. Aici este medula oblongata, care are legătură directă cu cel de-al treilea ochi. Iar la nivelul celui de-al treilea ochi se găsește plasat vederea, ochiul minții, dacă vreți, care reprezintă peste 90% din vederea normală. Pentru că, în prezent, medicina alopată se ocupă de acel 10%, da? Vederea fizică. Dar la nivelul minții, vederea interioară, da? Acest lucru este lăsat deocamdată deoparte. A doua, cervicală 2, este direct legată de către
sistemul vizual și mai ales de zona occipitală, de aici, cortexul vizual, unde se formează imaginile. Dacă am o deplasare la cervicală 2, poate să apară orbirea. De cervicală durată. 3, de durată, normal. E vorba de ani. Cervicală 3. Cervicala 3 este de asemenea legată în special de sistemul nervos al aparatului vizual. Deci C1, C2 și C3 sunt cele mai importante. De asemenea, toracic 3, toracic 4 sunt foarte importante. Toracic 9, care coordonează direct ficatul. Deci fiecare vertebră de pe coloana vertebrală coordonează anumite organe. Dați-mi voie să vă felicit, aud și sunteți lângă mine pentru prima oară după foarte mulți ani, cu adevărat un specialist al ochilor, foarte puțini specialiști care lucrează în domeniu și își imaginează că știu. Știu și de importanța și relația dintre T3 cel puțin T4 cu C1, C2, C3 pentru sănătatea ochilor. Foarte important. Unde avem de altfel în această zonă și o zonă energetică foarte importantă supranumită Valea Armoniei, care este foarte importantă și dacă avem vertebrele deplasate acolo, putem să avem toată cervicala la locul ei și totuși să nu vedem corect. Da, deci persoanele care, de exemplu, sunt strâmbe, au coloana vertebrală strâmbă, etc., deci în timp apar probleme de vedere. Uitați-vă, din păcate, la tinerii de astăzi, care efectiv uită de poziția lor, da? Stau, lucrează la calculator, etc. Pentru că, printre altele, apar și probleme grave de oxigenare. Foarte important. Deci o coloană vertebrală strâmbă, la nivel toracal superior, da? Deci creează probleme la nivel energetic. Deci cursul energetic rând, în corp. De ce? Pe coloana vertebrală avem meridianul vas guvernor, da? Până la buza superioară, iar în partea din față avem meridianul vas concepție. Dacă acest mic circuit ceresc, deci nu se realizează cu viteza de circulație specifică, atunci toată aprovizionarea la nivelul capului, deci este deficitară și avem probleme. De asemenea, mergând mai jos puțin, o zonă foarte importantă este zona sacrală de la coloana vertebrală, la nivelul chakrei 1. Deci aici, dacă am probleme și simt o durere, efectiv, durerea poate pot să o simt și la nivelul pentru ochilor. Pentru că ceea ce este sus este și jos, pentru că ceea ce este jos este și sus. Exact. Și de asemenea, dacă ne referim și la alte părți, de exemplu, ale sistemului osos, toate influențează, dacă vreți, vederea. Vă dau câteva exemple. Știți foarte bine că există anumite zone reflexogene. Și la nivelul zonele reflexogene, de exemplu, pentru ochi, la nivelul palmei, de exemplu, una dintre ele este aici, da? Între degetul, dacă vreți, da? 3 și 4. Aici, da? Aici este o zonă reflexogenă. Sau în sistem insectă, aici avem ochii. Depinde cum dorim. De asemenea, la nivelul platfusului, deci a picioare, a zonei plantare, deci a zonei plantare, deci avem iar zonă reflexogenă pentru ochi. Și de aceea am o durere la nivelul ochilor, una, și la nivelul capului, unul din punctele principale, dar probabil acestea vor fi tratate altă dată, este intestin gros 4. Deci este acest punct la intersecția oaselor, degetului mare, da, cu arătător. Opriți-vă. Nu pentru că să mi-aș mai fi dau, dorit. Să dau o recomandare rapid, că am ajuns la final. Deci dacă aveți probleme, să zic așa, de oboseală a ochilor, atunci încercați următorul exercițiu. Strângeți foarte puternic mușchii globului ocular. Închideți, deci, ochii și strângeți puternic, puternic, puternic de tot. Țineți cât puteți așa, după aia deschideți încet, da? Și după aia deschideți mare de tot și apoi lăcrimați. Adică clipiți ca să lăcrimați, să umeziți ochii. Clipiți, da? Deci, încă o dată, strângem puternic mușchii globului ocular, îi ținem așa cât putem, îi deschidem încet, mai tare, clipim, și faceți acest exercițiu de 10-15 ori. După care vă veți simți mult mai bine. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu din suflet și
Chiar insist, aveți, n-aveți timp, reîntoarceți-vă la noi să continuăm, pentru că știu că mai urmează elemente foarte importante, iar telespectatorii noștri ar dori cu adevărat să afle cum se pot ajuta pentru a-și recăpăta sănătatea ochilor și fără, știu eu, operații și alte proceduri invazive și care oricum nu merg la cauză spre a vindeca aceste organe perechi atât de importante pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de noi și cu drag am să revin. Mulțumim și noi ne revedem la o nouă emisiune săptămâna viitoare. Toate cele bune!